Hai să vă arăt cum se clonează o cheie de Volkswagen, Skoda, Audi. Deși e o cheie aparent simplă, cheia asta are în ea chip, transponder. Nu pornește cu o cheie simplă. Asta e o cheie neprogramată. Vezi că e goală, nu are nimic acolo. Transponderul e la mine în mână, o să-l clonăm imediat. Iar asta e cheia originală. Încă o dată, toate cheile au transponder. Nu e nicio cheie fără transponder. Sau, mă rog, situațiile sunt atât de rare în care cheile nu au chip sau transponder încât nici nu merită menționate. În momentul în care pun contactul cu o cheie programată, o să vezi că se aprinde mașinuța acolo și se stinge. Bun. Când încerci să pornești mașina cu o cheie neprogramată, se aprinde becul de la imobilizator și fleșuiește. Ca și simptome, pornește pentru o secundă și se oprește. Și apoi mai pornește deloc. Bun. Deci asta înseamnă că trebuie să-i punem un transponder în ea. Programat. Primul pas e să punem cheia originală la decodat, ca să-i tăiem lama și dăm să decodeze. Acum îi decodează lama. Ca să poți să-i tai lama cea nouă. Așa arată. Am pus cheia blank la tăiat și dăm să o taie. Tăiat cheia pe ambele părți și acum mergem cu ea la mașină să vedem dacă mai și merge, dacă se potrivește. Cel mai simplu e să-i clonez o cheie. În mod normal le programez, dar de data asta mi-e lene, așa că îi clonez cheia și punem aici cheia originală, retransponder. Vezi că are date acolo, vezi? Vezi? Nu e o cheie simplă. Vezi? Transponder clone. Start. Are nevoie de intrare. Haide. Da, pe principiu leneșul mai mult aleargă. Nu am destule puncte ca să clonez cheia asta, trebuie să o programez. Reconfigurare! Bun, pentru că nu am putut să clonez cheia, pentru că nu am destule puncte în tableta de VDI, mă rog, încep un nou video. Cum se programează cheia la cotețul ăsta? Pun contactul, trebuie să-i scot pinul din ceasuri și apoi să-i programez transponderul. Pinul din ceasuri se scoate prin diagnoză. Ceasurile astea sunt VDO motor meter și dăm să citească pinul. A scos pinul. Toate bune, 7404, nu? Da, 7404. Hai să dăm să programeze. Mai întâi trebuie să generez transponderul ăsta, să-l fac ID 48, încă nu l-am făcut. Ceapa, mă.
genere transponder, ID48, new chip, punem aici, frumos, paca paca, generate. Complet. Bun, acum am făcut transponderul care trebuie, ID48. Cel din cheie deja e acolo, cel original, și acum dăm să învățăm cheile amândouă. Punem transponderul aici, în cheie. Punem aici, toate cheile au transponder, au chip, toate, aici. Bun, și dăm să învățăm 7404. Ieșim de aici. Key learning. Wizard. Haide, haide. Learn keys. Manual. Punem pinul. 7404. Dăm să învețe. Are două ok. Mergem mai departe. Punem și noi tot două ok. Și acum o să flășuiască puțin becul de imobilizator și apoi se stinge. Și băgăm fiecare cheie în contact și o programă. Bun, una s-a stins. Scoatem cheia. Punem a doua cheie. Țin de asta să nu cadă. S-a stins, bă, băiete, bă, s-a programat. Bun. Mai departe. Gata. Exit. Acum punem contactul cu cheia programată. Și becul de imobilizator se aprinde și se stinge. Corect. Cotețul pornește și stă pornit. Gata. Rezolvat.